Poliția din capitală a fost pusă pe jar aseară pentru a-l căuta pe un băiețel de 8 ani anunțat dispărut de părinți. Preț de câteva ore aceștia nu au putut da de copil, așa că au cerut ajutorul oamenilor legii. Ultima dată băiețelul fusese văzut pe strada Maria Drăgan din sectorul Ciocana, însă aproape de miezul nopții, polițiștii au anunțat că micuțul a fost găsit viu și nevătămat pe strada Mircea cel Bătrân din același sector. Poliția îndeamnă părinții să alerteze imediat forțele de ordine în cazul dispariției minorilor, întrucât fiecare minut este important. Oamenii legii au mulțumit celor care s-au implicat în căutările de aseară.